O am alături de mine astăzi pe Andrada Voicu. Este agent de poliție în cadrul poliției din Pașcani și își desfășoară activitatea la Biroul de Investigații Criminale. Sună atât de bine, exact ca în filme, Andrada. Bună dimineața și bine ai venit la noi! Bună dimineața! Mă bucur din suflet că sunt alături de voi în această dimineață. Da, într-adevăr, sună pompos. Toată lumea știe că Biroul de Investigații Criminale, în termen popular, se numește judiciar. Cred că e mai simplu așa. E mai simplu și mai la îndemâna celor care ne urmăresc, un public tânăr de altfel. Chiar despre asta vreau să vorbim. Mai sunt tineri care dau la Academia de Poliție și câți o fac dintr-un ideal de ăsta de poveste, câți o fac pentru stabilitatea financiară, că este cunoscut în armată, în general, ai o stabilitate. Într-adevăr, așa este. Eu cred că sunt foarte mulți tineri care vor să se îndrepte înspre poliție, înspre jandarmerie, înspre armată. Foarte mulți o fac pentru că iubesc ideea de uniformă. Exact asta a fost și în cazul meu. Îmi amintesc că la mine a prins contur ideea asta și mi-a încolțit în minte în momentul în care am văzut pe stradă prima femeie polițist. Eram prin liceu, cred. Este colegă cu mine și în momentul de față și am văzut-o pe stradă și am avut așa un... Am avut un sentiment de... N-aș putea să explic în cuvinte, mă gândeam, băi, uite, n-am văzut niciodată o femeie polițistă pe stradă și am avut un sentiment de admirație pentru ea și atunci a încolțit în mintea mea ideea asta de a mă îndrepta pe ramura poliției. Aș vrea să te întreb, pentru că iar este un subiect care pe mine mă interesează, cum te simți ca femeie în poliție? Dacă te simți protejată, respectată sau dacă noi, ca țară și indivizi, mai avem puțin de învățat la capitolul ăsta? Eu cred că noi, ca țară și indivizi, avem foarte multe de învățat la capitolul ăsta. Dar se știe că nu mai este o lume a bărbaților, doar a bărbaților. Dacă femeile sunt prezente pe absolut toate ramurile, dar din păcate mai avem de lucrat la asta. Și într-adevăr am auzit de foarte multe ori, chiar ieri citeam un articol, nu mai știu exact unde, și mă uitam la comentarii. Femeile nu au ce căuta în poliție. Asta este părerea multor oameni, din păcate. Femeile nu au ce căuta în poliție, femeile nu au ce căuta în armată, femeile nu au ce căuta în jandarmerie, etc. Stăteam și mă gândeam, cred că acum, de curând, vorbeam despre faptul că ar fi extrem de important ca în școala românească, încă de mici, copiilor să li se predea această educație judiciară, dacă vrei. Ar fi opțional mult mai eficient. Da, într-adevăr. Ar fi ideal. Aș mai vrea să vorbesc și să punctez cu tine despre bullying-ul actual, pentru că este o realitate cu care, din păcate, ne confruntăm și pe care mulți cred că dacă o bagă după colț, nu se vede, uităm și mergem mai departe. Ea există, în mod special în mediul rural. Ar trebui copiii sau tinerii să aibă, după părinți, bineînțeles, încredere în cea mai apropiată secție de poliție? Eu cred că majoritatea polițiștilor, da, sunt pregătiți pentru astfel de subiecte. Și da, consider că acei copii care au probleme pe zona asta ar trebui să se adreseze părinților, evident. Și bineînțeles că ar trebui să meargă și la poliție. Să facă... Puterea exemplului funcționează foarte bine. Asta este ideea. În momentul în care un copil merge la poliție și zice, domnule, respectivul sau respectiva m-a agresat sau mi-a făcut aia, atunci se vor lua niște măsuri obligatorii. Deci niște măsuri se vor lua. Iar acesta va fi un exemplu pentru persoanele care obișnuiesc să recurgă la astfel de gesturi. Ar fi o idee bună dacă ai noștri colegi de la proximitate ar veni mai des în școli, pentru că ei merg. Merg la început de an școlar, merg la Crăciun, la Paști. Ar fi o idee bună dacă ei ar face drumurile astea către școală mai des, pentru că atunci copiii n-ar mai privi polițiștii ca pe niște zbiri, pentru că sunt mulți copii care se uită la noi, au polițist. Ar interveni chestia de relaxare. De încredere.
de încredere și și-ar da seama că noi suntem acolo pentru ei. Și asta e o treabă pe care trebuie să se pună accent. Da? Un copil care este agresat nu trebuie să tacă. Trebuie să facă tot posibilul să scoată la lumină toată chestia care i s-a întâmplat. Tocmai din cauza faptului că se pot schimba multe lucruri. Puterea exemplului funcționează, măsuri cu siguranță se pot lua. Trebuie lucrat cu copiii mult. Și trebuie implementată ideea asta de încredere în capul lor. Practic aici cred eu că este problema. Ce le-ai spune celor care nu sunt extrem de convinși, dar vor să aibă o direcție în armata română, oricare ar fi, că-i poliție, că-i jandarmerie, că în trupe speciale. Ce le-ai spune tinerilor înainte să dea sau să-i convingi să mai meargă încă în zona aceasta? Eu le-aș spune să creadă în visul lor. Iar în momentul în care ies de pe băncile școlilor, să nu-și uite țelul. Că practic fiecare om ajunge, poliție, jandarm, nu știu, ajunge cu un scop. Are el un scop în minte, are o idee care s-a înfiripat acolo. Asta este cel mai important, să nu-ți uiți scopul, să nu uiți lucruri pentru care ți-ai dorit din toată ființa să ajungi polițist. Da, ok, vreau să ajung polițist pentru că vreau să schimb ceva. Ok, după ce termin școala, să nu uiți lucrul ăsta. Și să încerci, într-adevăr, să schimb ceva. Oricât de puțin, 0,0001%, dacă reușești să schimb, ești ok și ești pe drumul cel bun. Schimb mentalități, schimb orice. Și am să te rog să ne spui unde te mai pot citi și urmări oamenii. Sinceră să fiu, în ultima perioadă nu prea mai am timp de Facebook, din cauza... Din păcate. Dar eu sunt în continuare activă pe Facebook și cam atât. Alte rețele de socializare nu sunt la îndemână în momentul ăsta. Și trebuie să recunosc că în ultima perioadă am simțit nevoia să mă detașez un pic de toate sursele astea de... Pentru că, până la urmă, sunt niște surse de stres, unele dintre ele. Faptul că îmi aduc aminte de cercetările disciplinare, faptul că știu că lucrurile nu funcționează cum ar trebui, sunt factori declanșatori. Și am simțit un pic nevoia să mă detașez, momentan. Dar, cu siguranță, voi reveni la un moment dat. Andrada, te îmbrățișăm. Cu drag. Ești proaspătă, mămică, și atunci cred că este cel mai important rol pe care trebuie să-l îndeplinești pentru moment. Îți mulțumesc pentru disponibilitate, pentru deschidere și te urmărim cu drag în continuare, pentru că ești, repet, unul din acei oameni pe care mi-e foarte drag să-i citesc. Și atunci am să te încurajez să o faci ori de câte ori ai ocazia. Îți mulțumesc și abia aștept să mai povestim. Mă bucur mult că am fost alături de voi. Vă pup cu drag. Aveți grijă de voi. Mulțumim asemenea. Bună ziua.